Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi suntem la sfârșitul aprilie și vreau să vă spun ceva despre varoa, mai bine zis despre tratarea acestui flagel. Nu mai poți scăpa de el și mai ales în perioada aceasta când te pregătești de pecules. Am văzut că mulți au folosit diferite benzi, fie ele pe bază de chimice sau fie pe bază ecologice, cele de la OxyStrip pe bază de acid oxalic. Eu, de vreo 3 ani de zile, urmăresc un studiu realizat pe bază de acid oxalic cu glicerină, înainte să folosesc uleiurile esențiale. Aveam în cap să folosesc în sezonul activ acidul oxalic. Dar am descoperit uleiul esențial pe care de-a lungul a 2 ani de zile l-am testat. Concluzia este că este foarte bun. Coloniile de albine la mine în zonă s-au întărit, au crescut ca și număr, având o populație foarte bună. Dar paralel trebuie folosit un tratament chimic, deci eu paralel. Izolam măcile și undeva în luna lui iunie trebuia un tratament pe bază de amitraz și încă un tratament pe bază de amitraz în luna octombrie, cum se procedează. Dar eu nu sunt mulțumit, fiindcă aș dori totuși să elimin amitrazul și să vin cu acid oxalic. Acid oxalic pe benz. Aici mai am 3 stupi la care voi mai adăuga acest tratament. Și el se prezintă astfel. Aici este un mănunchi. Dar el îl desfac și rezultă benzile cu acid oxalic cu glicerină. Așa arată. Le pot folosi. De ce am ajuns așa târziu cu ele? Din cauza temperaturilor reci, fiindcă la temperaturile scăzute nu cristalizează oxalic înapoi în glicerină și nu are ceea ce doresc, deci este un tratament la peste 10 grade. Bun, ajuns până aici. O să vă zic cum l-am preparat. Aici sunt lavete de bucătărie, dar din celuloză. Deci nu e bine să fie din material textil, ci să fie din celuloză. Cantitatea de oxalic per bandă, că este o lavetă tăiată în două, vine de 12,5 grame de oxalic sau 13 grame. Iar acest tratament stă pe colonie aproximativ între 6 și 8 săptămâni. Când lucrăm la stupi, vom folosi o cutie de plastic, luăm lavetele de pe rame, punem în cutia de plastic, închidem capacul și lucrăm la stupi în mod normal, fără nicio problemă. Până acum am folosit, fiindcă era o rețetă pe bază de prosoape de bucătărie, care ar trebui să fie roase de albine. Acestea nu trebuie să fie roase de albine. Acestea se vor evapora, se va evapora oxalicul treptat și chiar omoară varoa, deci o să cadă unde aveți infectare cât de cât, o să vă cadă varoa 2-3 pe zi, cam așa cad. În timp de o lună jumate, două, are un efect foarte bun. Bun, acum o să deschid stupul și o să vă arăt cum îl pun. Ce trebuie menționat
este rețeta propriu-zisă, cum vine preparat. La 40 de lavete de această mărime, nu mai știu exact mărimea, dar prețul undeva la 45 lei per 3 lavete. Vine tăiat în două și trebuie 40 de bucăți de lavete la 1 kg de glicerină cu 1 kg de oxali. La 5 rame deja se pot pune două bucăți de tratament. Deci până la 5 rame, dacă aveți 5 rame, puneți o jumătate de lavetă, adică iată cum arată. Deci asta, bucata aceasta o punem aici simplu și e gata tratamentul aplicat. Eu, cum am zis, am pus aseară și deja am văzut păduchi căzuți. Când lucrați, se lucrați cu un recipient acoperit, tot timpul acoperit. Ideal ar fi să nu intrați în contact cu pielea, că de evaporat nu se evaporă în așa fel ca și când ar fi sublimat, fiindcă se evaporă încet și nu vă afectează sănătatea, organismul, deci nu este nevoie de folosirea unei protecții suplimentare. Exact ca și când ați lucrat cu benzilide oxistrit. Ce este de menționat la preparare? Eu am folosit un vas emailat sau mălțuit, depinde de zona în care sunteți. Am pus prima dată acidul oxalic. Am pus prima dată acidul oxalic, peste care am turnat glicerina alimentară, am amestecat și am pus pe foc. În această compoziție am introdus sonda de la termometru, fiindcă nu are voie să depășească 70-71 de grade Celsius. Deci așteptați să ajungă la 71 de grade Celsius. Când a ajuns la acea temperatură, opriți focul, luați compoziția și turnați peste lavete. Această compoziție, 1 kg de oxali cu 1 kg de glicerină, va fi absorbită perfect de cele 40 de lavete, nu știu, 13 cm, ceva de genul, nu știu cât au. O să fac o comparație acum pe această daltă. Aici punem două benzi, deci vedeți, aceste lavete ca mărime, să vă faceți o idee, acoperă perfect 5 rame. Deci cam așa vine pe lângă daltă și ele sunt așa, una întreagă. Această lavetă de celuloză înghite 25 de grame de acid oxalic, acel acid care eu acum îl pun la această colonie. Deci, ceva foarte, foarte ușor de folosit. Nu contaminează mierea. Totuși, eu zic să testați înainte. Vă dați seama dacă 25 de grame de acid se evaporă timp de 6 săptămâni, împărțit la zile, e infirmă cantitatea evaporată pe zi. De aceea nu poate contamina mierea. Lucrând cu material biodegradabil, fiind celuloză, e și mai ideal. Deci acesta ar veni ca un plus pentru uleiurile esențiale pe care le folosesc eu. Încă n-am început să aplic, am așteptat să se finalizeze rețeta pentru benzilii cu acid oxalic, să le testez și sunt mulțumit. Le voi folosi de acum încolo. Fiind foarte ușor de preparat și foarte ușor de aplicat și se poate lucra și ușor cu el. Foarte ușor.
Deci cam atât am de spus despre aceste rețete. Dacă aveți vreo nelămurire, ceva, vă pot scrie în comentarii acolo, cei care doresc. Orice fel de stupină încercați, nu aveți nimic de pierdut. Efectele acestui tratament se văd foarte bine după 6 săptămâni. Coloniile de albine vor fi revigorate. Asta nu o zic eu, e cercetat de cercetători, mai bine zis, în Statele Unite se cercetează acest lucru, este dat spre aprobare la ei, spre instituțiile lor, ca să fie aprobat ca tratament pentru albine. Punem o bandă aici. Un tratament pentru albine în sezonul activ. Asta e tot. La mine e stupină, peste vreo câteva zile începem să o luăm din nou la mână. Am pus la câteva colonii unde am izolat reginele, am pus două foi, care nectarul pe ultima ramă din partea izolată și vom vedea într-un alt film, bineînțeles, cum va evolua. Pe lângă acest sirop cu uleiuri esențiale, iată acum am venit cu această rețetă pe benzi cu oxalic, cu glicerină. Nu știu când o să filmez, nu știu când voi mai prepara, fiindcă ține 2 luni de zile, probabil peste 2 luni de zile când voi mai prepara o serie, vă voi filma exact cum fac eu. Dar din ce v-am explicat, ați cam înțeles despre ce e vorba. Bun, cam atâta, până data viitoare, numai bine!